găsit, doamnelor și domnilor! Este ora 10 la Antena 3 Vâlcea. Vă invit să urmăriți cele mai importante știri din această săptămână. După pauza forțată de 2 săptămâni cauzată de creșterea numărului de infectări cu virusul SARS-CoV-2 în țara noastră, cursurile s-au reluat și la Vâlcea luni 8 noiembrie, zi începând cu care au intrat în vigoare noile reguli de funcționare a școlilor decise la nivel guvernamental. Astfel a fost permisă redeschiderea școlilor și grădinițelor cu prezență fizică a elevilor doar în cazul în care ponderea personalului vaccinat din unitățile școlare respective este de cel puțin 60%. După cum ați văzut deja pe televiziunile naționale, domnul ministru a anunțat că la ordinul comun al Ministerului Educației și Sănătății privind funcționarea școlilor se va introduce un nou criteriu, rata de vaccinare din școala respectivă. La Colegiul Național Mircea cel Bătrân, cursurile au fost reluate în format fizic, într-un cadru cât mai apropiat de normalitate, lucru posibil datorită vaccinării în număr mare a personalului din cadrul unității de învățământ. Elevii noștri au revenit la școală fizic după un timp destul de lung, să zicem, aproape o lună. Școala a început normal, copiii au început orele ca și când nu ar fi, vreo problemă cu COVID-ul, evident, cu măsurile de rigoare, cu măștile și cu circuitele, cu distanțarea și așa mai departe. Deci pot să spun că până la ora aceasta, de la 8 de dimineață și până acum, lucrurile decurg normal. Deși se consideră că la Mircea cel Bătrân se desfășoară o activitate într-o manieră mai libertină față de celelalte licee din oraș, prin rata destul de mare de vaccinare a personalului, în comparație cu liceele Alexandru Lahovarei și Matei Basarab, se demonstrează încă o dată că această instituție de învățământ reprezintă un element de referință din punct de vedere al profesionalismului în Râmnicu Vâlcea. Pot să vă spun că la ora actuală, deci este o cifră de ultimă oră, 81% dintre personalul Colegiului Național Mircea cel Bătrân este vaccinat. Și când spun personalul Colegiului Mircea cel Bătrân, mă refer și la personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic și de asemenea aici intră și personalul care lucrează la internatul cantină al Colegiului Național Mircea cel Bătrân. Noi pur și simplu ne facem datoria și nu ne dorim altceva decât să facem tot posibilul să nu ne punem în pericol nici pe noi, nici pe copii. Și atunci oamenii au înțeles treaba asta și s-au vaccinat. Pentru copii, reîntoarcerea la școală reprezintă un prilej de bucurie, în primul rând, grație reîntâlnirii cu colegii deveniți deja prieteni. Ștefan și Ana ne-au împărtășit gândurile lor referitor la reînceperea școlii. De ce v-a fost cel mai și cel mai și cel mai dor? Un singur lucru fiecare, ia să vedem. Mie mi-a fost dor de colegii, de toată clasa mea. Și ție, Ana? Toată clasa mea. Toată clasa? Da. Cum v-ați pregătit voi pentru mâine? Ne-am pregătit ce ne trebuie. Manuale, caiete, etc. Și suflet. Și ce? Suflet. Și suflet? Da. Eu le urez copiilor să învețe bine și să ia note mari. Arbitrul român cu o vastă experiență internațională, Ion Crăciunescu, a fost invitatul emisiunii Oltenii de sub munte la Antena 3 Vâlcea. Pe parcursul emisiunii, fostul cavaler al fluierului a dezvăluit faptul că, pe lângă finala Champions League dintre Ajax și AC Milan din 1995, ar mai fi putut arbitra, în același an, o altă finală de importanță istorică, cea a Cupei Confederațiilor. Însă, având în vedere că Ion Crăciunescu a reprezentat Europa ca arbitru, iar în finală s-a calificat Danemarca, acesta a pierdut dreptul de a arbitra partida. În 95 am fost foarte bucuros pentru că s-a jucat turneul final în Asia, în Arabia Saudită, și pentru turneul final au fost arbitrii din fiecare continent. Și am reprezentat Europa. Nu știți ce m-am bucurat așa, ce a fost pentru mine. A fost Cupa Intercontinentală în 92. Am fost toate campioanele de continent. Deci toate, numai campioanele de continent în Arabia Saudită. Și cât un arbitru din fiecare continent. Și am fost cu Danemarca. Am reprezentat Europa.
Și dacă Danemarca nu juca finala, arbitram eu finala, am arbitrat semifinala. Întrebat fiind despre lucrurile pe care le-ar schimba dacă ar mai fi la conducerea Comisiei Centrale a Arbitrilor, Ion Crăciunescu a spus că în primul rând ar trebui analizat modul de selecție. În opinia sa, în România au fost și încă sunt foarte mulți arbitri de valoare. Ce îi lipsește astăzi arbitrajului românesc? Seriozitate? Multe, foarte multe lucruri. Eu mă uit la cei pe care am avut noi la catedră. Pe cei care am avut noi la catedră, de la oamenii aveai ce să înveți. Ăștia care sunt în marea lor majoritate la catedră, n-au ce să le spunem mare lucru la arbitrii, pentru că mare parte dintre ei au fost arbitrii mediocri. În primul rând să te învețe și în al doilea rând să facă o selecție riguroasă. Noi avem arbitrii talentați în România. Să știți că România e plină de arbitri. Dar sunt aleși și nu cred că selecția este punctul forte al acestei comisii. Potrivit lui Ion Crăciunescu, pentru cineva care dorește să ia calea arbitrajului, cea mai importantă calitate este cunoașterea exemplară a regulamentului. Ce sfaturi le-ați oferit tinerilor care ar vrea să devină arbitri? Tinerii care sunt, în primul rând, trebuie să știe regulamentul foarte bine. Regulamentul trebuie citit în fiecare lună. Legile jocului sunt o cărțulie așa de vreo 40 de pagini. Alea în fiecare lună trebuie să le citești și să ții așa, să încerci ca să poți să le ai să te poți baza pe cunoștințe care în timpul jocului devin niște automatisme. Să pregătească foarte mult, să fie tari. Meseria asta să și fură, te mai uiți și la alții, că este într-adevăr o meserie și, repet, trebuie să ai aptitudini, de câte ori eu stăteam eu acasă și mă uitam în oglindă și făceam cu mâna așa, făceam așa, pormă așa, pormă la offside, să țin așa, cum e bine, cât e mâna în spate, e mai în față, cum e, ca să fie și limbajul corp. Ion Crăciunescu rămâne în continuare singurul arbitru român care a condus de la centru o finală de Champions League. Rețeaua de retail Diana a inaugurat la sfârșitul săptămânii trecute magazinul cu numărul 67. Cel de-al cincilea magazin Diana deschis de la începutul acestui an este amplasat în cartierul Nord, pe strada Republicii, numărul 18A, la parterul unui bloc, pe o suprafață de vânzare de 250 de metri pătrați și dispune de locuri de parcare proprii. Magazinul cu numărul 67 sau copilul cu numărul 67, cum ne place nouă să spunem de obicei. Acum foarte puțină vreme am deschis încă un magazin la Lăpușata și la momentul la care am comunicat am promis și am spus că o să continuăm. Uite, continuăm, astăzi îl deschidem pe cel de-al 67-lea. Ne ținem de cuvânt, 30 de ani de când creștem continuu în mijlocul comunității. Magazinul care s-a deschis astăzi de pe strada Republicii respectă standardele pe care merg magazinele Diana de obicei. Este un spațiu aerisit, un spațiu foarte bine organizat, astfel încât să ofere o experiență cât mai plăcută și cât mai rapidă în același timp clienților la cumpărături. Noul magazin respectă conceptul și designul întregului lanț comercial și propune o sortimentație de peste 3.000 de produse, alimentare și nealimentare, cu game structurate pe toate segmentele de prețuri. Vitrina asistată oferă produse din portofoliul Diana, carne proaspătă și preparate din carne, iar zona de fructe și legume este aprovizionată de producătorii locali. Sunt mii de produse, o sortimentație foarte variată, atât pe zona de food, cât și pe zona non-food și evident, ca în orice magazin Diana, punctul central de atracție, vitrina cu carne și produse din carne preparate Diana. Toate proaspete, toate bune, ne bucurăm, suntem mândri, mulțumim tuturor celor care stau în spatele acestor proiecte și așteptăm pe toată lumea cu mare drag. Formatul noului magazin este unul accesibil și practic, categoriile și subcategoriile de produse fiind poziționate astfel încât clienții să beneficieze de o experiență a cumpărăturilor de calitate, plăcute, fără întreruperi, cât mai simple și cât mai rapide. Locația noului magazin a fost apreciată de locuitorii din zonă, care, fideli produselor Diana, erau nevoiți să parcurgă o distanță mai mare pentru a se aproviziona. Spuneți-ne, vă rugăm frumos, pentru ce ați venit astăzi la acest magazin nou inaugurat? La cumpărături, că stau vis-a-vis lângă bloc, la cumpărături am venit. Până acum de unde vă făceați cumpărăturile? Tot de la Diana și peste stradă, dar pentru mine merg foarte greu și peste stradă, mi-era frică de mașini. Aveți produse preferate pe care le cumpărați de la Diana? Da,
carne proaspătă, totul ce e, că la Diana oricum totul e proaspăt. Foarte bună. Dau prețurile frumoase, convenabile, totul accesibil. Până acum, de unde vă făceați cumpărăturile? Diana Tăi. Da. Spuneți-mi, aveți produse preparate specifice, Diana? Da, mai multe. Pulpa de porc, pasta, cum îi spuneți. Mulțumit de acest magazin? Da, mulțumit și mult. Și aproape de noi. Era nevoie pe strada noastră de un magazin așa. E foarte bine. De obicei, de unde vă făceați cumpărăturile? Mai de departe, de pe la Kaufland, pe acolo, de așa, dădeam ocol. Și aproape de noi aceea, nu ne mai ducem, Doamne, la peste tot să umblăm, ne în papuci venim. Stați puțin și spuneți-mi, vă rog frumos, ce produse preferate de la Diana aveți? A, tot, tot, nimic, că sunt proaspete, aduse de ei, de ăștia, de la fabrica lor. E foarte aproape de noi. Cumpărați produse specifice magazinului Diana, ce produse? Da, carne. Aveți produse preferate de la Diana, produse de Diana, de la care... Da, pulpă și sfată. Ce am văzut că e frumos, coadă mare, m-am așezat și eu și sunt foarte mulțumit. Am cumpărat puțin, am primit și cadou. Magazinul Diana, situat pe strada Republicii numărul 18A, este deschis de luni până vineri în intervalul orar 7-21, între 7 și 20 sâmbăta și între orele 7 și 18 duminica. Magazinele Diana, la îndemână cu produse proaspete. În data de 5 noiembrie, un vâlcean a fost depistat de către jandarmii vâlceani într-o casă de pariuri, dorind să utilizeze certificatul verde al unei alte persoane. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 27 de ani, care se afla într-o agenție de pariuri sportive din Râmnicu Vâlcea. În acel moment, jandarmii vâlceni desfășurau acțiune de control în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2 și de verificare a respectării măsurilor de prevenție. La sediul jandarmeriei, vâlceanul a recunoscut că a folosit certificatul unei cunoștințe. Tânărul de 27 de ani a fost predat polițiștilor pentru continuarea cercetărilor. Persoana în cauză a prezentat jandarmilor un certificat verde, însă acesta nu se aștepta să fie cerut și actul de identitate. În momentul în care s-a legitimat, forțele de ordine au constatat că certificatul COVID prezentat este al altei persoane. Condus la sediul inspectoratului de jandarmi județean Vâlcea, acesta a recunoscut că certificatul aparține unui cunoscut de săi. Colegii mei au întocmit documentele specifice pe numele tânărului, acestea fiind predate de poliție Râmnicu Vâlcea pentru continuarea cercetărilor. Inspectoratul de jandarmi județean Vâlcea va continua controlele în vederea respectării măsurilor pentru combaterea virusului SARS-CoV-2. Braicata Vâlcea a achiziționat recent o autogunoieră de ultimă generație. Potrivit reprezentanților companiei de salubritate, mașina este echipată cu motor Euro 6 și are o capacitate de 7 tone. Braicata și-a reînnoit parcul auto cu o mașină de ultimă generație menită să colecteze deșeurile de pe raza județului Vâlcea. Noua autogunoieră mărește la 25 numărul utilajelor pe care sucursala Braicata Vâlcea le utilizează pentru colectarea și transportul deșeurilor din județ, din care fac parte autogunoiere, autoutilitare pentru colectarea reciclabilelor prin intermediul sacului galben și mașini de mare capacitate pentru transportul deșeurilor către depozite. Autogunoiera de fabricație 2021 este echipată cu motor Euro 6 dotat cu sistem de absorpție a noxelor. În prezent își desfășoară activitatea pe raza județului Vâlcea, în localitățile în care firma are contracte încheiate, atât pentru colectarea fracției umede, cât și pentru reciclabile, a declarat managerul general Braicata, Bogdan Constantin. Pe lângă motorizarea de top, cu bord analog și digital, mașina este echipată cu cele mai noi tehnologii de ghidaj, având montate camere și numeroși senzori de siguranță. Comuna Stoienești, cunoscută și pentru schitul Jgheaburi, este una dintre cele mai întinse din județ. Deci avem izvorul nostru aici, da? Wow, deja se vede, e altă culoare și la sol. Pe aici e sulf, nu? E gaz. Gaz? Gaz? Da. Să ne aprindeți cumva... Da, nu fumăm mai încolo, că n-aș vrea să fie asta ultima țigară. Da, cred că o să fie una dintre dorințele de viitor, ca să faceți niște prospecțiuni aici, nu? Da. Deci bulburosește, da. Bulburosește. Asta-l știu de când eram și eu copil. Și ce ziceau ei bătrâni de mirosul ăsta, de izvorul ăsta? Ar fi bun la ce? Ar fi bun la ce, că e gaz.
Primarul Gheorghe Dumbravă a realizat un proiect de anvergură prin care asigură apa potabilă pentru toți locuitorii din Stoienești, dintr-o sursă situată lângă schitul Jgheaburi, una dintre cele mai bune calitativ. Pentru a oferi tarife mai mici locuitorilor, societatea înființată pentru mentenanță va administra sistemul de apă și canalizare, creând astfel și locuri de muncă în localitate. Avem apă de suprafață, aici la vial. Avem 200 și ceva de metri de dren cu care intră apa, se filtrează, se uitați, surplusul de apă care ne rămâne și pleacă la vale. Toată apa ne vine pe dren, ne intră apa aici până... Deci este un puț colector. Da, după dren aici se duce apa. Se aude, se aude cum... Da, intră apa aici. Aici, da. Aici am vanele. Aici, aici sunt vanele, nu? Da. Și aici, da. Și aici este vasul colector în care de aici împing pompele. Avem două pompe montate. Una este pornită, una este pe... de rezervă, dacă în situația care ne lasă una să pornim pe cealaltă, ne împinge apa chiar la stația de tratare, unde se tratează, se magazinează și pleacă de aici gravitațional. Cel puțin 100 de kilometri de rețea de apă străbat comuna cu peste 3.000 de locuitori. Deci de la ceea ce am vizualizat acolo, la puțul de colectare și cu pompele care ne împing apa aici, aș vrea să vizualizați cele 3 filtre, unde, pe lângă faptul că este destul de curată apa și este de o calitate extraordinar de bună, noi o mai și filtrăm cu cele 3 filtre ca să fim siguri că nu, nici măcar o impuritate nu se strecoară în a strica calitatea apei. De aici apa se transmite în bazinul care imediat o să-l vizualizați, un bazin de capacitate de 400 metri cubi, la care mă gândesc că în anul viitor sau în mandatul acesta să mai punem încă un vas de magazinare, pentru că cerințele de apă, mai ales vara, sunt foarte, foarte mari. Deci aici este vasul colector de 400 metri cu, cum vă spuneam, în care se magazinează apa și de aici ne pleacă gravitațional, adică fără să mai folosim curent electric sau altceva, pleacă gravitațional pentru consumatorii noștri. Comuna Stoienești se întinde pe o suprafață mare, iar rețeaua de drumuri și poduri, reabilitată în timpul mandatelor primarului Dumbravă, facilitează deplasarea locuitorilor între cele 13 sate ale comunei. Asfaltarea unei porțiuni de drum de 900 de metri în zona satului Zmeurăt a redus mult distanța până la primăria comunei. Luni, 8 noiembrie, a avut loc o licitație publică prin care CET Govora a vândut un pachet de active constând în principal din clădiri, un teren cu suprafața de 92.882 de metri pătrați, echipamente și instalații, precum și racordul de gaze naturale. Pe terenul proaspăt achiziționat, societatea Chim Complex S.A. dorește construirea unei noi centrale în cogenerare, prin intermediul căreia termoficarea să fie asigurată în municipiul Râmnicu-Vâlcea. Încă de la momentul aprobării planului de reorganizare modificat, noi am încercat să valorificăm acest pachet de active, am organizat mai multe licitații și până la urmă, uite că s-a întâmplat în alalte 8 noiembrie 2021 un lucru, să-i spunem, natural. De ce spun natural? Pentru că este nevoie să existe o sinergie pe platforma chimică Râmnicu-Vâlcea. Cei care au cumpărat CET Govora sunt vecinii noștri de peste gard, Chim Complex S.A. CET Govora a vândut stația de 110 kW, prin care se face evacuarea energiei în sen, racordul la gaze, pavilionul administrativ, secția chimică și terenul pe care va fi amplasată noua centrală în cogenerare. Câștigătorul licitației, respectiv Chim Complex S.A., are termen de la câștigarea licitației 60 de zile să aducă diferența de bani, respectiv de la valoarea garanției depuse de 822.000 de euro până la 8.222.000 de euro. Având în vedere că prețul unui certificat de funcționare CO2 se află într-o creștere continuă, producerea căldurii nu mai este fezabilă din punct de vedere financiar. Valoarea unui certificat de CO2 este de 65 de euro. Asta ce înseamnă?
că CET-Govora, ca să funcționeze în condiții normale, ar trebui să achiziționeze certificate de CO2 într-un cuantum de aproape 60 de milioane de euro. Asta raportat la consumul de cărbune, cărbunele fiind combustibilul principal pentru funcționarea CET-Govora. Ori, în atare situație, nu este sustenabil pentru nicio companie să funcționeze în condițiile în care trebuie să plătească practic niște amenzi care nu-ți aduc nicio eficiență în organizare, în funcționare, de 60 de milioane de euro, iar cifra ta de afaceri să fie sub suma aceasta. În momentul de față, CET-Govora livrează agent termic pe bază de cărbune, ceea ce generează costuri mult prea mari față de profitul obținut de societate. Din perspectiva administratorului judiciar al CET-Govora, vânzarea acestui pachet de active era necesară pentru asigurarea unui viitor financiar cât mai bun pentru societate. În calitate de administrator judiciar, am observat la momentul respectiv cu astfel de activitate nu poate fi sustenabilă dacă prețul unui certificat de CO2 crește continuu și se tinde la nivel european să crească mai mult de 65 de euro și am modificat planul de reorganizare supunând aprobării creditorilor și confirmării judecătorului sindic valorificarea unui pachet de active care reprezintă practic nucleul centralei de la CET-Govora, necesar construirii unei alte centrale în cogenerare care să folosească ca și combustibil altă sursă, nu cărbunele. Deși în multe orașe din țară sunt probleme cu livrarea căldurii, administratorul judiciar al CET-Govora îi asigură pe vâlceni că iarna aceasta nu vor fi probleme din acest punct de vedere. Vreau să vă asigur că atât autoritățile locale, respectiv Consiliul Județean, care este și proprietarul CET-Govora, noi, în calitate de administrator judiciar, cât și noi, cumpărători, timp complex, vom depune toate eforturile să nu existe probleme în asigurarea agentului termic către populație. Știți foarte bine că CET-Govora este unul dintre CET-urile care funcționează în parametrii normali, ați văzut ce este în țară, sunt probleme la Timișoara, la Oradea, la Iași, la Focșani, la București, sectorul 6, Drobeta și așa mai departe. Foarte, foarte important este să existe o colaborare între noi, cumpărători și autoritățile locale. Autoritățile locale, respectiv Consiliul Județean, vor trebui să investească și sunt în procedură de a face așa ceva, într-un cazan de apă fierbinte, echipament care va ajuta noi proprietari ai pachetului de active valorificat acum de CET-Govora să asigure termoficarea orașului Râmnicu-Vâlcea. Președintele Consiliului Județean privește cu încredere acest nou parteneriat încheiat cu societatea Chimcomplex. Rădulescu speră ca această latură industrială a Râmnicului să se dezvolte din nou. Eu privesc asta cu multă încredere, încredere că platforma se va revitaliza, pentru că, așa cum a declarat și directorul general al Chimcomplex, viitorul proiect al unei centrale în cogenerare și tot ceea ce înseamnă viitorul platformei chimice, dar și al termoficării, depinde foarte mult de colaborarea între cel care a cumpărat aceste active și autoritățile locale. Ba mai mult, am toată încrederea că alături de cel care a achiziționat activele de la CET, vom face în așa fel încât să avem investiții care să repornească, practic, această inimă industrială a Vâlcii. Ultima ședință a Consiliului Local Râmnicu-Vâlcea a avut trei puncte pe ordine de zi. Primul, inițiat de primarul Mircea Gutău, a fost proiectul de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local în calitate de membri în comisiile de evaluare a probei de interviu la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Râmnicu-Vâlcea pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Aș vrea să fac propunerile pentru a fi trecute pe buletinul de vot. Vreau să vă spun că cred că pentru prima dată de când suntem în Consiliul Local este consens și avem fiecare dintre reprezentanții partidelor au trecut câte o persoană care să fie desemnată în comisiile de evaluare a probei de interviu. După ce au fost prezentate propunerile de membri pentru fiecare unitate de învățământ, proiectul a fost supus la vot. În urma votului, rezultatul este acesta.
Colegiul Național Alexandru Lahovari, 18 voturi. Deci persoana care a fost pe listă pentru Colegiul Național... Super, da. Colegiul Național Mircea Cerbăt... să-și citesc, bun. Manda Petrișor, 18 voturi. Argeșanu Irina, 19 voturi. Dobretea Dina Florentina, 19 voturi. Colegiul Economic Mihailescu, 19 voturi. Sanitar Bobeanu, 18 voturi. Victor Giulianu Dobrete, 19 voturi. Ighe Duca, Strâmbei, 22 de voturi. Simoiu Cristian, Colonie, 22 de voturi. Școala numărul 10. Școala numărul 4, Simoiu Cristian, 22 de voturi. Școala gimnazială Colonie, 22 de voturi. Școala gimnazială numărul 10, 22 de voturi. Anton Pan, 19 voturi. Școala gimnazială numărul 5, 18 voturi. Școala gimnazială numărul 13, 18 voturi. Grădinița cu program prelungit Ostroven 2, 19 voturi. Grădinița cu program prelungit Traian, 22 de voturi. Grădinița cu program prelungit Cozia, 19 voturi. Colegiul Energetic, 18 voturi. Liceul Tehnologic Capitan Nicolae Pleșanu, 19 voturi. Liceul Tehnologic Forestier, 22 de voturi. Liceul Tehnologic Ferdinand, 18 voturi. Liceul Tehnologic General Magheru, 22 de voturi. Acesta este votul. Cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi a vizat un proiect de hotărâre inițiat tot de Mircea Gotău privind adoptarea unor măsuri de organizare a intervențiilor pe timpul iernii 2021-2022 pe raza municipiului Râmnicu-Vâlcea. A urmat un dialog între primar și Grigore Crăciunescu pentru a fi lămurite câteva aspecte. Aș dori să facem o clarificare referitor pe acest subiect. Se transferă doar utilajul cu deservent cu tot pentru că nu se spune nimic despre deservent sau deserventul va da piețe prest. În proiectul de hotărâre se menționează, ca și în anii anteriori de altfel, că se transferă utilajul, dar în acest moment utilajul este folosit de către DADP cu deservent care este angajatul DADP-ului. Ce se întâmplă cu deserventul care îl va folosi pe perioada aceasta și pentru că referitor la costuri se menționează reparația și întreținerea, pe această perioadă le va suporta piețe prest. Cine va plăti deserventul care timp de 4 luni de zile va fi la dispoziție? Acolo unde utilajul respectiv nu are deservent la piețe prest, îl trimite ADP-ul și va deconta piețe prest și deservent. Acolo unde este, unde de exemplu piețe prest are un om care poate înlocui deserventul, folosește piețe prest. În proiect se spune că doar cheltuielile cu întreținerea și reparația unimogului pe această perioadă vor fi suportate de piețe prest, dar nu se discute nimic de către deservent. Și cred că ar fi normal ca și deserventul să fie plătit tot de către piețe prest sub o anumită formă. Nu se poate transfera un om de la ADP la piețe. Ok, în cazul în care piețe prest nu are deservent, în cazul în care piețe prest are deservent pentru utilajul respectiv, celălalt rămâne pe altul utilaj la ADP. Domnul consilier Popa. Poftim? Auziți, care deservent, deci ok, nu se ia deservent. Mulțumesc. După clarificările necesare, proiectul a fost votat în unanimitate. Mai multe asociații de elevi din țară solicită nici mai mult, nici mai puțin decât efectuarea unui control psihiatric în cazul ministrului Sorin Câmpeanu. În comunicatul emis de către Asociația Vâlceană a Elevilor, se spune că actualul ministru al educației ar fi inapt pentru a-și îndeplini atribuțiile. Mai mult, în opinia elevilor, deciziile acestuia pot reprezenta un pericol social pentru elevi, părinți și cadre didactice. Toate aceste decizii luate de domnul ministru în ultima perioadă, cât toată această instabilitate pe care a creat-o, această vacanță forțată, faptul că acest timp a fost pierdut în loc să fie pregătite anumite materiale, în loc ca profesorii să fie instruiți astfel încât să poată preda, sau sistemul online să fie pus la punct, ne face clar să considerăm că ministrul nu este potrivit pentru funcția care o ocupă. Bine a făcut astfel încât să considerăm că reprezintă un adevărat pericol și un control psihiatric mai mult sau mai puțin serios ne face să fim de părere că este necesar.
Asociația Vâlceană consideră noua regulă prin care se impune pragul de cel puțin 60% ca fiind absurdă. În opinia AVE, se poate ajunge la situații în care o școală dintr-o localitate cu incidență mică, dar care nu are 60% din personal vaccinat, să reprezinte un pericol de infectare mai mare decât o școală aflată într-o localitate cu incidența peste 10 la 1000, dar cu majoritatea personalului vaccinat. Considerăm că, domnul ministru, pune în pericol atât elevii, părinții, cât și cadrele didactice. Conform logicii acestea, o școală care se află într-o localitate ce are o incidență mică, dar care are peste 60% din personal vaccinat, reprezintă un pericol de vaccinare mai mare decât o școală aflată într-o localitate cu incidența peste 10 la 1000, dar care are majoritatea personalului vaccinat. Să spunem că singurul motiv pentru care Sorin Câmpeanu a vrut să deschidă școlile este pentru că dacă nu ar fi făcut-o, ar fi afirmat clar că decizia de a da acea vacanță forțată a fost o decizie inutilă și preferă să pună elevii în pericol decât să fie el cel care să-și strice imaginea. Biblioteca Județeană Antimi Vireanul, în parteneriat cu Biblioteca Dinicu Golescu Argeș și Fundația Progres, organizează vineri 12 noiembrie online pe platforma Zoom între orele 12 și 14 cea de-a 5-a ediție a Târgului Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii sub egida Code Kids Fest 2021. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Code Kids, programează viitorul comunității tale. Este un eveniment tematic dedicat tuturor celor pasionați de robotică și tehnologie. Un eveniment care celebrează potențialul creativ, munca și rezultatele copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, înscriși în cluburile de programare funcționale în biblioteci publice din județele Vâlcea și Argeș. Copiii care activează în cluburile din cadrul bibliotecilor de la Râmnicu Vâlcea, Pietrari, Tomșani, Topoloveni sunt gata să le arate invitaților și membrilor juriului proiectele digitale la care au lucrat. Mănușa hipersensibilă, detectorul de gaz, Eco Grass Cutter, morișca acționată de vânt și multe, multe altele. Proiecte realizate în biblioteci publice din Pietrari, Tomșani, Topoloveni și Râmnicu Vâlcea. Micii inventatori sunt siguri că aceștia sunt doar primii lor pași în programarea viitorului. Vizitatorii Târgului Online de Știință și Tehnologie pentru Copii vor avea prilejul să participe la ateliere practice susținute de elevi de la cluburile de robotică renumite, care activează în cadrul colegiilor Mircea cel Bătrân și Alexandru Lahovari. Toate aceste ateliere au scopul de a arăta celor prezenți posibilitățile infinite de manifestare a creativității în acest domeniu, în programare, și de a descoperi, să spunem, dintr-o altă perspectivă, frumusețea programării. Tuturor le doresc succes și aș dori să le mulțumesc pe această cale pentru implicarea și pentru dăruirea lor și pentru faptul că prin tot ceea ce fac ne ajută să consolidăm percepția asupra bibliotecii publice ca centru de învățare pe tot parcursul vieții, ca centru permanent de alfabetizare digitală cu un rol important în învățarea tehnologiei. Așadar, vineri între orele 12-14, online pe platforma Zoom, știința va întâlni tehnologia la Biblioteca Județeană Antimi Vireanul. La eveniment, alături de alte nume din presă, televiziunea Antena 3 Vâlcea este partener media. Parodontoza se numără printre cele mai grave boli ale danturii. Echipa medicală Denta Clinic avertizează asupra importanței tratării bolii parodontale și pune la dispoziția pacienților o metodă inovativă de tratament numită plasmolaser. Acest tip de tratament se poate face într-o singură ședință de-a lungul a 3 etape. La început, medicii cu experiență vastă în domeniu vor efectua un detartraj al cavității bucale. În continuare se va realiza o curățare a pungilor parodontale prin intermediul unui fascicul laser, iar tratamentul se încheie prin recoltarea de sânge pentru a putea fi separată plasma trombocitară. Sunt dr. Ciprian Deaconu și astăzi o să vă vorbim despre tehnica plasmolaser, singurul tratament pentru bolile parodontale pentru parodontoză. De cele mai multe ori, bolile parodontale sunt cauza pierderilor dinților.
De 3 ani de zile la Denta Clinic avem un tratament inovativ numit plasmolaser, care permite pacientului în 40 de minute să facă un tratament care poate să țină evoluția parodontezei sub control. Care sunt aceste etape ale acestui tratament? Prima etapă este un detataj profesional cu airflow, care noi curățăm cavitatea orală. Al doilea este cu un fascicol laser, practic toate pungile parodontale de sub nivelul gingiei se curăță. Și al treilea tratament, împreună cu asistenta, luăm 9 ml de sânge din recoltăm și punem la o centrifugă prin care dăm la o parte plasma trombocitară, celulele de creștere, factorii de creștere a organismului, și facem prin niște puncții mici cu un ac foarte netraumatic. Practic, noi facem tratamentul prin cavitatea orală și la rădăcina dinților. Tratamentul parodontozei prin intermediul infiltrațiilor cu plasmă îmbogățită cu trombocite este foarte eficient, deoarece plasma conține elemente esențiale pentru susținerea celulelor, vitamine, substanțe nutriționale, hormoni, săruri minerale și proteine. Medicii Denta Clinic recomandă efectuarea tratamentului o dată la 6 luni, iar clienților care apelează la servicii de implant dentar li se asigură tratament gratuit pe o perioadă de un an. Acest tratament, dacă se face la circa 6 luni de zile, parodontoza nu va mai continua și noi oferim pacienților noștri care își fac implanturi în clinica noastră un tratament timp de un an de zile, unul acum și unul peste un an de zile, gratuit, în valoare de 3.000 de lei. Denta Clinic vine în ajutorul celor la care boala parodontală s-a agravat. Denta Clinic are soluție și în cazul în care această parodontoză a dus la pierderea tuturor dinților. Există un sistem pe care noi îl facem de 14 ani, un sistem în care pacientul vine fără dinți și a doua zi pleacă pe implanturi cu o lucrare provizorie. După 6 luni revine cu o lucrare definitivă. Practic, pacientul recuperează toți dinții care a pierdut în decursul vieții lui. Sunt Ciprian Deaconu și vă așteptăm la Denta Clinic să ne vizitați și să simțiți energia grupului. Postul Crăciunului este primul din anul bisericesc și ultimul din anul laic. Din rânduielile bisericești aflăm că se lasă sec în seara zilei de 14 noiembrie. Postul Nașterii Domnului se încheie pe data de 24 decembrie. Pe data de 15 noiembrie, Biserica Ortodoxă marchează începerea postului Crăciunului. Postul Crăciunului mai este cunoscut și ca postul Sfântului Martin sau postul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și postul Ignatului. În tradiția populară se spune că acest post a fost poruncit de către Maica Domnului pentru bătrânul Crăciun din cauza că acesta i-a tăiat mâinile soției sale, soție care a ajutat-o pe Maica Domnului să nască pe Mântuitorul Iisus Hristos. Cele 40 de zile de restricții alimentare și nu numai amintesc de postul lui Moise, care aștepta pe muntele Sinai cuvintele lui Dumnezeu scrise pe lespezile de piatră ale tablelor legii. Și creștinii, postind 40 de zile, se învrednicesc a primi cuvântul lui Dumnezeu născut din Fecioara Maria. Perioada Crăciunului este o perioadă în care oamenii sunt pregătiți pentru nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, fiind o perioadă în care sufletul trebuie pregătit și de asemenea și el. Înainte de a intra în postul Crăciunului, credincioșii sărbătoresc lăsatul secului pe data de 14 noiembrie, care are loc duminică. De lăsata secului, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Apostol Filip. Numai în această zi credincioșii mai pot mânca de dulce, căci în timpul postului nu sunt decât zile cu dezlegare la pește. La lăsatul secului, oamenii obișnuiau să se întâlnească de obicei în familie, membrii familiei, și să organizeze o ospețe comune. Aceste ospețe constau în foarte multe alimente și băutură, pentru că se știa că urmează o perioadă de 40 de zile de post. În tradiția populară era un obicei legat de resturile alimentare rămase de la acest ospăț. Femeile, și acela era că femeile pe o față de masă albă luau aceste resturi, iar a doua zi, în prima zi de post, poziționate cu fața către răsărit, scuturau fața de masă pentru păsările cerului, ca acestea să nu meargă pe ogoare și să distrugă viitoarea recoltă. În această zi de sărbătoare, conform tradițiilor, finii vin la naș cu plocon, care constă într-o găină friptă, un colac mare sau o turtă în foi și o sticlă de vin.
Finii își cer iertare de la nași pentru greșelile pe care le-au făcut peste ani, iar după ce se împacă, se întinde masa. Se servesc plăcinte cu fructe și legume, struguri sau stafide, care simbolizează sporul și vigoarea spirituală. Femeile fac turte de mălai și le dau de pomană pentru cei vii și cei adormiți. Lucrările de modernizare a drumului care ajunge la Mănăstirea Frăsinei, supranumită și Atosul Românesc, au fost finalizate. Joi, 11 noiembrie, lângă biserica de la baza drumului spre Mănăstirea Frăsinei, a avut loc recepția lucrărilor. Pe lângă reprezentanții Consiliului Județean, au participat și primarii comunelor Bujăren și Muereasca, străbătute de acest important drum turistic monahal. Înalt preasfinția voastră, preacucernici părinți, stimați colegi din administrația publică centrală, județeană și locală, domnilor primari, domnilor parlamentari, colegii mei vicepreședinți, colegii mei, consilieri județeni și de la RJDP, oameni buni prezenți astăzi aici, îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru faptul că sunt în fața dumneavoastră și vă spun bun venit pe drumul Atosului Românesc. Dumnezeu ne-a ajutat să finalizăm acest drum în care s-au investit undeva la 10 milioane de euro și foarte important este că drumul este încheiat la termen. Vreau să vă spun că pe acest drum s-au făcut lucrări de mare anvergură. Au fost modernizați aproximativ 14 km de drum, reabilitate 6 poduri și construite alte 4. În lucrare am avut de reabilitat 6 poduri pe care le-am reabilitat și de executat 4 poduri noi, care fiecare a avut complexitatea lui. Au fost modernizați prin așternerea a două straturi de asfalt, 13,170 km, dar înainte de a se trece la partea de modernizare a părții carosabile, au fost executate foarte, foarte multe lucrări de consolidare și de asigurare a scurgerii apelor. De asemenea, pot să vă spun că lucrarea a fost complexă și, ca să vă dați seama și dumneavoastră așa în mare de ce volum de muncă a fost în această investiție, vă pot spune că s-au pus în operă pentru realizarea celor prezentate mai înainte de mine. S-au pus în operă 33.000 de metri cub de balast, 41 de metri cub de piatră spartă, de mii de metri cub de piatră spartă, 21.000 de tone de mixtură asfaltică, 410 tone de oțel beton, 870 de tone de parapet metalic și 33.000 de metri cub de beton. Preoții prezenți au oficiat o slujbă de sfințire a drumului proaspăt modernizat. Te rugăm, binecuvintează drumul acesta cu venirea Duhului Tău Celui Sfânt și ferește-l de ape, de stricăciunea vremii, de cutremure și de pe tot felul de dezastre și se binecuvintează și se sfințește drumul acesta prin stropire cu apă sfințită în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, amin, și al Sfântului Duh, amin. Reabilitarea acestui drum reprezintă o posibilitate uriașă de dezvoltare a comunelor din jur. Primarul comunei Muereasca, Ion Ungureanu, dorește ca pe viitor să fie amenajate parcări speciale și zone în care comercianții de produse agricole autohtone să le poată valorifica. Astăzi e o zi măreață pentru comuna Muereasca, așa cum ne-am dorit dintotdeauna, așa cum și-au dorit cetățenii din comuna Muereasca. Iată, a fost finalizată lucrarea cu privire la modernizarea drumului județean, care face legătura între drumul național 7, comuna Muireasca și merge până la Mănăstirea Frăsânei, Atosul Românesc. Lucrarea a fost finalizată, a fost o lucrare foarte grea de realizat, dar așa cum ați observat și dumneavoastră pe parcursul drumului, cred eu că în final a ieșit
o lucrare bună, de care vor beneficia în primul rând cetățenii din comuna Muireasca și în același timp turiștii care merg spre Mănăstirea Frăsânei. Noi am gândit ca pe parcursul drumului, acolo unde este posibil, să amenajăm niște spații de parcare și în același timp niște spații unde poate să-și desfășoare activitate de comerț locuitorii din comuna Muireasca, astfel încât să-și pună în valoare produsele care se realizează în această zonă. Mănăstirea Frăsinei este printre cele mai cunoscute și vizitate din țară, fiind singurul lăcaș de cult de la noi unde femeile nu au acces și unde viața monahală se ghidează după rânduieli similare celor de la Muntele Athos. Campionatul național de handbal al junioarelor 3 și-a consumat jocurile etapei cu numărul 5, iar seria în care evoluează și cele două echipe vâlcene din Râmnic a programat marele derby local, Chimia Energetic, locurile 1 respectiv 3 înainte acestei confruntări. Cu Luminița Huțupan pe bancă, oaspetele Sălii Traian, în echipament roșu, au înscris consecutiv două goluri prin Andreea Enache, primul din aruncare de la 7 metri. Pentru echipa antrenoarelor Daniela Joița și Claudia Din, a redus din handicap Ailin Dumitra, dar oaspetele s-au dus apoi la trei lungimi după două reușite semnate de Ioana Dumbrăvescu. Natalia Grigorescu reduce din handicap, Dumitra își apropie echipa la un singur gol, Grigorescu restabilește egalitatea la 4, Ailin Dumitra preia conducerea pentru Chimia și un nou gol semnat de Natalia Grigorescu le duce pe gazde la două lungimi. Andreea Enache reușește iarăși o dublă și Energetic egalează la 6. Pentru chimiste, Alexia Stana transformă o aruncare de la 7 metri, la fel și Andreea Enache la cealaltă poartă. Alexia Stana repetă isprava, transformând un nou 7 metri, după care Ioana Dumbrăvescu stopează o tentativă de contraatac și egalează la 8. Gazdele au un final de repriză mai bun pentru că Diana Băiașu și Alessia Vega își trec în cont câte o reușită și stabilesc rezultatul primului act 10-8, iar Chimia acumulează punctul reprizei. Așa cum se cunoaște, fiecare repriză începe de la 0-0, iar startul actului secund a aparținut gazdelor, care au înscris de 3 ori consecutiv prin Natalia Grigorescu, Diana Băiașu și din nou Grigorescu. Echipa Luminiței Huțupan a redus din handicap după golul semnat de Andreea Enache, după care chimistele au primit un 7 metri. Execută Carina Părăușanu, respinge Denisa Pavel până la Sara Iordan, care o lansează admirabil pe Maria Cismaru, care nu iartă și Energetic se apropie la un gol. A venit rândul Sarei Iordan să își treacă numele pe lista marcatoarelor. Mai mult, aceeași jucătoare a înscris din nou și oaspetele au trecut în avantaj. Diana Băiașu a restabilit egalitatea la 4, după care Rebecca Matei și Alessia Vega le-au dus pe chimiste la două lungimi. De pe extrema stângă, Maria Cismaru aruncă în bară, pivotul Alexia Milea este la post și reduce din handicap. Egalitatea a fost restabilită de Ana Maria Vasile, dar Alessia Vega a marcat din nou și gazdele sperau într-un final de repriză asemănător cu precedentul. Nu au fost de acord Sara Iordan, autoarea golului egalizator și a pasei perfecte pentru pivotul Alexia Milea, care a stabilit rezultatul reprizei, Chimia Energetic 7-8 și oaspetele își trec în cont un punct. Startul ultimului act aparține din nou gazdelor, pentru care punctează Carina Părăușanu, Alessia Vega și Irina Predoi. La acest handicap de 3 goluri, trupa de la Energetic a luat o doză puternică de energie. De fapt, 4 doze care au însemnat tot atâtea goluri marcate pe rând de Maria Cismaru, Ioana Dumbrăvescu, Alexia Milea și Ana Maria Vasile. Natalia Grigorescu a restabilit egalitatea la 4, dar Ana Maria Vasile le-a adus din nou pe oaspete în avantaj. Chimia egalează iarăși prin Alessia Vega, după care pivotul oaspetelor Alexia Milea își face din nou datoria și înscrie într-un moment important. O nouă infuzie de energie pentru Ana Maria Vasile și Ioana Dumbrăvescu a făcut ca Energetic să se ducă la 3 lungimi, 5-8. Irina Predoi a încercat să readucă speranțele în tabăra gazdelor, însă Ioana Dumbrăvescu din aruncare de la 7 metri și Sara Iordan și-au dus echipa la 4 lungimi. Alessia Vega reduce din handicap, dar finalul aparține oaspetelor, mai exact Anei Maria Vasile, care punctează de 2 ori, astfel că echipa Luminiței Huțupan câștigă încă un punct de repriză, plus alte 2 pentru victoria totală, ceea ce constituie un frumos cadou al fetelor pentru antrenoarea lor, care o zi mai târziu
împlinea o frumoasă vârstă. Rezultat final, chimia, energetic 24-28. Am fost foarte încântată, deoarece la un moment dat am crezut că o să pierdem și m-am întristat foarte tare. În rest, mă bucur foarte mult că am câștigat. A fost un meci destul de greu. Prima repriză a fost mai așa, dar următoarele două ni le-am recuperat și am putut să câștigăm. Prima repriză a fost puțin mai grea pentru noi și a doua, dar ne-am revenit bine în a treia. Am avut o echipă destul de bună și am jucat bine astăzi. A fost un meci intens. Prima repriză am fost puțin agitate, dar în a doua și a treia ne-am revenit și sunt foarte fericită. A fost un meci foarte greu, dar am dat tot ce am putut și datorită acestui lucru și scorul a arătat, faptul că am câștigat. Suntem foarte mândre de munca depusă și a fost foarte frumos meciul. A fost super bine, am așteptat meciul ăsta de mult timp și mă bucur că am câștigat. Așteptam acest joc cu nerăbdare, fiind și derbiul local, situându-se pe locul 1 Chimia și locul 2 Energetic până în prezent. Ne-am dorit foarte mult această victorie, chiar am și pregătit săptămâna trecută. Dacă mi-aduc bine aminte, am fost puțin, atât eu cât și ele, supărate pe egalul de acasă cu Sebeș, dar astăzi, după un început mai greu în prima repriză și pe ratările noastre, iar pasele la adversar și-au spus cuvântul, unde au venit peste noi și au terminat prima repriză la o diferență de 2 goluri. Am mers la vestiare și, cum bine știți, dușul rece s-a văzut în repriza a doua. Mai multă dorință, mai multă determinare din partea fiecărei jucătoare. Au arătat că se poate atât în apărare cât și în atac. Cu mici greșeli, dar dorința de apărare și-a spus cuvântul și victoria reprizei a doua. În repriza a treia, la fel, dornice de afirmare, pentru că în momentul când ne-au bătut prima repriză cu un gol, doream să le batem la o diferență de 2-3 goluri și să câștigăm în totalitate jocul și să punem cele 4 puncte în joc. Felicit din suflet echipa mea pentru dăruire, determinare, atitudine și, nu în ultimul rând, cadoul pe care mi l-au făcut. În etapa următoare, programată sâmbătă 13 noiembrie, elevele Luminiței Huțupan vor juca pe teren propriu la sala Energetic, urmând să vină echipa Clubului Sportiv Școlar Sibiu. În Liga a 6-a Vâlceană la fotbal, etapa cu același număr a programat pe stadionul din Stroiești, unul dintre jocurile seriei Vest, partidă în care forestierul Romani, în echipament verde, a primit vizita formației Montana Izvorul Rece. Cele două echipe s-au mai întâlnit în Cupa României la 19 septembrie, atunci când forestierii s-au impus în urma loviturilor de departajare. Prima ocazie a venit la poarta oaspeților în urma unui corner executat de Vlad Lăzărescu, urmat de voleul lui Nicolae Tolbașu peste transversala porții lui Dănuț Băncescu. Tolbașu a trecut apoi la serviciu, reușind o centrare bună pentru Gheorghe Șerban, care a trimis cu latul la colțul lung. Balonul a întâlnit bara, după care a fost degajat de Cristian Dumitrescu. Lovitură liberă Montana execută Ovidiu Ispir peste zid, dar puțin pe lângă poartă. Același Ispir trimite cu capul din apropiere, dar fără emoții pentru portarul Cătălin Teodorescu. O nouă lovitură liberă la poarta gazdelor este executată perfect de Ionuț Bădulescu, cel care a trimis puternic sub transversală și Montana Izvorul Rece a deschis scorul. La cealaltă poartă, Cătălin Sima trimite un volei spectaculos, dar balonul ocolește de puțin ținta. Lovitură liberă pentru forestieri execută Radu Simtea, Bădulescu intervine greșit, își învinge propriul portar și egalitatea a fost restabilită. Ion Sărsan trimite până la Vlad Lăzărescu, centrare în fața porții, Ionuț Marian respinge greșit, intervine mai întâi Brutaru, continuă Radu Simtea, care în cele din urmă înscrie cu capul și gazdele preiau conducerea. Vasile Brutaru primește o pasă în adâncime, șutează din prima și stabilește rezultatul pauzei, forestierul Montana 3-1. În startul actului secund, Alexandru Danciu trimite din afara careului
mare, dar fără probleme pentru golkeeperul gazdelor. Cam de la aceeași distanță a șutat la cealaltă poartă și Radu Simtea, dar a făcut-o cu mai multă forță. Băncescu a fost învins și forestierii s-au dus la trei lungimi. Nou introdus în garnitura gazdelor, Mugurel Grancea a fost aproape să-și treacă numele pe lista marcatorilor, dar Băncescu a scos de la rădăcina barei. Capitanul Vlad Lăzărescu a insistat la un balon, l-a depășit pe Cristian Dumitrescu, a trimis în forță și a înscris imparabil pentru 5-1. La cealaltă poartă, Alexandru Danciu a ajuns într-o situație bună, a trimis pe lângă Teodorescu, însă prea slab, și Cătălin Motreanu a ajuns la timp pentru a îndepărta pericolul. Partida s-a încheiat cu un șut puternic expediat de Mugurel Grancea, puțin peste transversala porții lui Băncescu. În urma acestei victorii, forestierul roman este pe locul 6 în clasament, la numai un punct de podium. Un meci frumos, am început un pic cam greu la început, fiind conduși cu 1-0 datorită unui gol norocos al lor, dar ușor, ușor am început să ne revenim și să reușim să înscriem. Eu zic că a fost un joc frumos, clar, noi superior, categoric mai bun ca ei. Ce să zic, un joc frumos. Felicit băieți pentru spectacolul care le-au oferit astăzi și succes în continuare. A fost un meci frumos, băieții au intrat mai greu în meci, am reușit să ne revenim, am reușit să dăm gol. Sperăm să o ținem tot așa în continuare. Săptămâna viitoare o să avem un meci greu și ne trebuie multă concentrare și multă poftă de joc. Sperăm să urcăm cât mai sus în clasament, să ne facem de râs și să fim o echipă cât mai unită. M-am întâlnit cu o echipă care de-a lungul timpului jucăm împreună de vreo 30 de ani. Aș vrea să-i felicit pe cei de la Izvorul Rece că o echipă de un sat reușesc ca an de an să mențină în campionatul județean, la fel ca și noi. Din 1989 echipa n-a lipsit niciun an din campionatul județean. Și bineînțeles că cu eforturi din partea mea am reușit să ținem această echipă timp de 31 de ani. Jocul de astăzi vreau să-i felicit pe jucători, pentru că au avut determinare, mai ales în repriza a doua, au început să joace și ei fotbal. Cam astea ar fi aspectele de astăzi. Aș dori ca mai repede să ridice această interdicție de a spectatorilor de a veni la meciurile de fotbal, pentru că noi nu avem pentru cine juca, cel puțin să lase oamenii să vină ca spectatori. Nu, la un meci de fotbal nu vin mai mult de 50 de persoane, 60 cu jucători cu tot. Sâmbătă avem un derby unde de la echipa Forestier Romane au plecat vreo 6 jucători la Stătioara. Ne vom întâlni sâmbătă, vom vedea la fața locului ce se va întâmpla. Partida Măgura-Slătioara, Forestierul Roman, este programată sâmbătă 13 noiembrie, începând cu ora 14. Acestea au fost știrile, rămâneți cu noi și nu pierdeți emisiunile Gospodar Vâlcean și Vâlcea Turistică. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire luni la ora 7 fix. Până atunci, să aveți o zi excelentă și un weekend minunat!